Bun găsit! O zi plină de elan și de energie. Un pic orgoliu, că am subliniat, atenție la confruntări. Pentru berbeci, ziua poate aduce o dorință extraordinară de a ieși în evidență, de a se remarca prin opiniile lor, dar și prin gesturile extravagante, nu întotdeauna cu mesaj, dar plăcute. Pentru tauri, este una din acele zile în care poate preferă să stea în banca lor, să-i lasă pe alții să se agite, ei doar să tragă concluzii, discuții în familie pentru confort. Gemenii, află tot felul de informații astăzi, nu e cazul să ducă vorba mai departe, oricât de mult te-ar surprinde ceea ce aud. Atenție la bârfe! Pentru raci vorbim de bani în cazul lor, pentru care se luptă destul de mult, au argumente și au și ceva sprijin, așa încât pot obține ce-și doresc. Lei, e bine să fie un pic mai atenți astăzi la relațiile lor personale. Sunt un pic cam inflamați și orgoliul le este atins foarte ușor. Nu toată lumea vrea să-i jignească, dar și alții merită lauri sau aprecieri așa cum și ei le merită, să împartă podiumul. Pentru fecioare, o atenționare cu privire la sănătate sau la oboseală și griji prea multe acumulate, trebuie să învețe să iau o pauză. Pe de altă parte, în problemele de serviciu, trebuie să fie atente la un aspect juridic, poate le-a scăpat ceva în acte. Pentru balanțe, o zi a popularității, celebrează ceva, e o zi cu note foarte festive, sau ei transformă într-o sărbătoare această zi, bucurându-se de lucrurile simple, dar fermecătoare. Pentru scorpioni, autoritate și putere astăzi pot avea loc întâlniri semnificative în care argumentul lor, ieșirea lor în față, luarea lor de poziție poate fi foarte importantă chiar pentru afacerile lor. Își apără bine interesul. Săgetătorii sunt morali astăzi sau pun o problemă și din perspectivă morală, nu numai economică sau juridică. Și asta este spre onoarea lor, faptul că se gândesc la un aspect din toate unghiurile și acceptă și punctele altora de vedere. Pentru capricorni, ziua aduce tot felul de calcule materiale și financiare, parcă ar vrea să bucure pe cineva, dar asta înseamnă o cheltuială sau să intre un pic mai adânc în buget, acceptă de dragul acelei persoane din iubire un sacrificiu financiar sau acceptă cumva o renunțare sau o pierdere. Pentru vărsători, ziua poate aduce întâlniri frumoase și popularitate. Este important cum sunt percepuți de ceilalți, de aceea e bine să învețe să decripteze foarte atent fiecare semnal pe care îl primesc. Unii plac, alții nu, sau pentru unii sunt prea mult felul în care îi vorbesc și comunică acum. Pentru pești, la locul de muncă se întâmplă evenimentele astăzi și e bine să se lase ghidați de intuiția și de flerul lor, chiar dacă unii oameni pot fi surprinși de soluțiile pe care au sau de modul în care ei se descurcă și lucrează, pentru că flerul, sufletul, le spune ce e mai bine de făcut, când și cum. O zi foarte specială, trebuie să ne ascultăm sufletul sau conștiința și să fim dezinhibați și dezinvolți. E adevărat, unii nu ne înțeleg foarte bine, dar este spre onoarea noastră astăzi să lăsăm un pic masca deoparte. Mai bine ne vedem și mâine.